Cremlinul, primele declarații despre starea emoțională a lui Vladimir Putin. Perioada prin care trecem este una extrem de tensionată, nervii tuturor fiind întinși la maximum după declanșarea războiului din Ucraina ca urmare a invaziei armatei roșii a lui Vladimir Putin pe 24 februarie. Încă din prima zi de război și până în prezent, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să fie vizibil în mediul online atât prin intermediul live-urilor de pe pagina sa de Facebook, precum și prin mesajele de pe Twitter sau a celor în fața parlamentarilor diverselor state europene, inclusiv în fața Senatului American. Deși obosit, acesta nu contenește în a încuraja pe oameni și a face apel la susținere și ajutor din partea liderilor UE și ai NATO. La polul opus se află Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin continuă să-i lase pe oficialii ruși din cercul său de apropiați să vorbească în numele său, mesajele directe fiind extrem de puține și deloc convingătoare, spun analiștii politici. Cât privește starea sa emoțională, aceasta pare să fie normală, în ciuda faptului că are un program neregulat, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov. Nu există o oră fixă până la care lucrează Putin în orice caz, de dimineață până noaptea târziu. Starea emoțională este normală, a afirmat astăzi Pescov, răspunzând unei întrebări despre programul lui Vladimir Putin. Reamintim că Vladimir Putin a ordonat în urmă cu 21 de zile invadarea Ucrainei. De atunci și până acum, peste 3 milioane de oameni au părăsit țara devastată de bombardamente.